Psihologii tot încearcă să ne spună să nu mai dăm vina pe copiii noștri ca fiind leneși. Nu, spun ei, copiii nu sunt leneși, sunt doar demotivați. Și nu copiii sunt de vină pentru asta, ci părinții, pentru că nu știu să impună reguli și limite. Nu ne place degetul acuzator, dar dacă ne spune adevărul, la urma urmei, copiii cresc și ce ne facem când vine ziua când vor trebui să se descurce singuri, să-și câștige pâinea, să-și plătească chiria? Că vorba unui proverb arab, în copacul trândăviei crește sărăcia. Ce facem cu copacul trândăviei? Se poate observa crescând încă de pe când copiii sunt mici. Îl lăsăm să dea ramuri sau îl retezăm? Vă spun o poveste, că tare bune mai sunt poveștile când nu știm cum să spunem adevăruri dureroase. Se povestește așadar că un părinte avea un fiu foarte leneș. Orice încercare de a-l implica în vreo activitate era sortită eșecului, deoarece băiatul refuza orice și nu făcea nimic ziua întreagă. Tot gândindu-se prin ce metode să îl lecuiască de acest nărav, tatăl hotărâ să îl trimită de acasă să muncească ce va crede el de cuviință, iar la finalul săptămânii să aducă un pănuț de aur, ca o contribuție a lui pentru cheltuielile familiei. Băiatul plecă, dar înainte să înceapă a căuta ceva de lucru, îi trecu prin minte o altă idee. Hoinării fără rost de dimineața până seara, iar la sfârșit de săptămână, îi ceru mamei un bănuț de aur pe care îl duse apoi tatălui său după cum se învoiseră. Privindu-l scotitor, tatăl îl întrebă: acesta-i banul muncit de tine săptămâna aceasta? Da, tată! Atunci bătrânul îl aruncă în focul din sobă. De ce ai făcut asta, tată? Pentru că ăsta nu-i bani muncit de tine. Fiul a plecat supărat, dar și a doua săptămână a procedat la fel, prezentându-se din nou cu un bănuț de la mama sa. Tatăl îl privi în ochi, apoi aruncă din nou banul în foc. De ce ai făcut așa, tată? Pentru că ăsta nu-i bani muncit de tine. În a treia săptămână, băiatul găsește ceva de lucru, muncește și câștigă un bănuț de aur. Se prezintă mândru la tatăl său, dar părintele îi ia bănuțul și îl aruncă și pe acesta în focul din sobă. Când vede una ca asta, băiatul întinde mâna printre flăcări și fără șovăială recuperează moneda din foc. Acesta e cu adevărat bănuț muncit de tine, strigă bucuros tatăl. Ce bine ar fi ca istoriile despre lene și lenevie din casele noastre să se termine așa. Numai că, de multe ori, lupta cu lenevia e o luptă lungă, de uzură. Lenea este un păcat, tranșează lucrurile autoarea creștină Ellen White. Părinții, spune ea, nu pot comite un păcat mai mare decât acela de a neglija responsabilitățile datelor de Dumnezeu, lăsându-și copiii fără să facă nimic, deoarece acești copii vor învăța curând să iubească lenea, vor crește trândavi, devenind adulți care nu sunt buni de nimic. Lenea și nepăsarea, concluzionează Ellen White, nu sunt fructe crescute în pomul creștinului. Ați prins ideea? Lenea este un păcat. Rezolvați problema de la rădăcină, că altfel veți avea parte de roade amare.